Reacția Rusiei eu cred că este puțin exagerată, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm. Noi în ultimul timp, în ultimii ani, cel puțin eu, am făcut eforturi ca să pătrundem cu produsele românești din carne și pe piața din Rusia. Din păcate nu exportam pe piața din Rusia pentru că nu aveam un certificat veterinar. De ce? Am avut o vizită în anul 2012 la Moscova în care am alături de alți producători din România și am manifestat intenția României acolo de a exporta pe piața din Rusia. Autoritățile rusești au transmis, au trimis în România autoritățile sanitar-veterinare, au făcut câteva acțiuni de inspecții, după care sigur că au trimis un raport în care au identificat anumite probleme din punct de vedere sanitar-veterinar și nu au permis accesul produselor românești pe piața din Rusia, produse care de altfel se găsesc pe piața europeană sau pe alte piețe. Acel raport spunea că nu sunt conforme din punct de vedere, să nu se respectă normele pe care le solicită piața rusească. Acest raport a fost trimis acum? Nu, este un raport care a fost trimis în decembrie 2012, deci cu mult timp în urmă, nu exportam în Rusia. Odată ce a apărut acest caz despre care nu numai dumneavoastră presa face vorbire astăzi, autoritățile în Rusia au simțit nevoia încă o dată să puncteze faptul că nu vor permite produselor românești din carne de vită să pătrundă pe piața rusească. Acum, dar cum au identificat ei că este o problemă la noi dacă au făcut acele inspecții în 2012? Nu. Ei nu fac referire. Fac referire la recentul caz depistat zilele trecute, mă rog, lunile trecute, dar care a ieșit în presă începând de aseară de astăzi, encefalopatia spongiformă bovină. Este o formă a bolii vacine bune care a fost identificată, o formă atipică a bolii vacine bune, deci care nu cauzează niciun fel de probleme, nu este transmisibilă de la animal la om. România face astfel de analize din anul 1995. Este primul caz care se descoperă. În 34 a fost sesizat, a fost izolat, abatorul respectiv a fost închis încă de a doua zi, a fost sesizat Organizația Internațională a Epizootiilor, niciun alt stat nu a reacționat, cu excepția Rusiei, pentru că este o formă atipică care a apărut, de exemplu, acum câteva luni de zile, înțeleg, și în Germania și nu pune probleme. Organizația Internațională a Epizootiilor se va pronunța probabil spre sfârșitul acestui an, va defini mai bine ce înseamnă această formă atipică, astfel încât să nu cauzeze astfel de probleme. Deci nu există niciun motiv pentru ca România să iasă dintr-o categorie sigură cu privire la comercializarea cărnii de vită. Domnule ministru, în aceste condiții v-aș întreba dacă dumneavoastră credeți personal că este o decizie politică. Nu, eu n-aș vrea să merg atât de departe. E probabil o formă de protecție a pieței și într-un moment sensibil din punct de vedere politic, n-aș mai vrea să mai punem gaz pe foc, ca să spunem așa. Sigur că eu am avut anumite rezerve în momentul în care s-a făcut acel raport în decembrie 2012, raport pentru care de altfel am transmis observații, pentru că eu cred că unitățile din România corespund standardelor internaționale, cu atât mai mult cu cât produsele românești, ați văzut în ultimul timp, dincolo de faptul că sunt acceptate pe piața europeană, încep să fie acceptate pe piața din China, pe alte piețe, pentru că ele sunt calitativ, răspund normelor de calitate și standardelor care se cer pe toate piețele. Ați văzut probabil știrea Itartas care spune că este o epidemie de encefalopatie spongiformă. Nu, e o exagerare. E o exagerare. A fost un singur caz izolat. În 34 a fost identificat la Bistrița de la un animal provenit din Cluj. Deci s-a găsit absolut provenit dintr-o tăiere ilegală, a ajuns în abator, ca atare abatorul respectiv a fost închis, nu mai lucrează, toate problemele au fost izolate, a venit buletinul de analiză care a confirmat forma atipică, repet, în 15 mai, după care a venit la jumătatea lunii iunie și confirmarea de la laboratorul oficial din Marea Britanie, dar toate lucrurile acestea au fost izolate, iar autoritățile din România sanitar-veterinare au informat toate instituțiile internaționale, și Comisia Europeană, și Organizația Internațională a Epizootiilor și s-au luat absolut toate măsurile de siguranță. Repet, România este într-o categorie sigură din punct de vedere al comercializării produselor din carne de vită.